Ziua de 1 aprilie la Cimișlie a fost marcată printr-un flash mob organizat de Consiliul Raional al Tinerilor. În dimineața zilei, tinerii au împărțit câte o floare confecționată de ei trecătorilor din stradă. Unii au înțeles gestul tinerilor și au primit cu un zâmbet, uneori cu o glumă, alții au refuzat cadoul. Majoritatea sunt unii care au refuzat din cauza că nu, că n-au înțeles, pur și simplu nu se grăbeau. Mă scuzați, nu am timp. Ok, n-a fost nicio problemă, dar noi ne-am descurcat și am mers mai departe. Unul este un plus pentru noi și mergem mai departe. Din partea Consiliului Raional de Tineret și din partea Consiliului Liceal al Liceului Teoretic Ion Creangă vă dorim un mic cadou din 1 aprilie în schimbul unui zâmbet. Normal. Самое главное, чтобы был мир, согласен. Я же людьми, чтобы здоровье было. Foarte frumos, interesant asta zi, interesant. Și foarte frumos pentru tineret. Și ne cum? Le mulțumim mult că ne trag atenție. Я рада за праздник этот сегодня, 1 апреля. Да, и желаю всего хорошего всем молодым и старым, чтобы было все хорошо. Însuși mesajul lor de a câștiga câte un zâmbet este foarte pozitiv, bravo lor. Eu le apreciez foarte mult acest gest și, într-adevăr, este binevenit. În cadrul acțiunii au fost antrenați elevii liceului Ion Creangă și Mihai Eminescu din orașul Cimișlia. Cheltuielele pentru confecționarea florilor și le-a asumat Consiliul Raional al Tinerilor. Am hotărât să facem așa o activitate, deci să zâmbească lumea, să facem ceva interesant pentru orașul nostru. Deci activitatea se cheamă O floare în schimb unui zâmbet. Îmi pare bine că am putut să atragem mult tineret și mi se pare că s-a primit un nivel bun. Flashmobul a fost conceput din partea tinerilor drept un gest de provocare a bunei dispoziții la trecătorii din stradă. Deși a fost de 1 aprilie, nu a fost o glumă. Pe viitor, tinerii ne-au asigurat că vor mai avea și alte surprize pentru cimișlieni.